Continuă presiunile asupra colegilor din Partidul Socialiștilor, din teritoriu. Eu vreau să dau acest semnal, în primul rând, deputaților din PAS, fruntașilor din PAS, miniștilor, care merg prin raioane și amenință aleșii locali PSRM, că dacă nu vor trece la PAS, mai ales acolo unde noi sunt rezultate bune la prezidențiale, atunci vor avea dosare penale, maschi show și așa mai departe. Domnilor deputați, domnilor fruntași PAS, uguiți-vă. Noi săptămâna viitoare o să venim cu detalii în acest sens. Cine din deputați, când și cum? Doamna Maia Sandu, ați spus că vreți pace, liniște. Ați spus înainte de turul 2 și după turul 2 că utilizarea procuraturii, a ei unul împotriva primarilor aleși, nu va fi un instrument politic. Eu vreau să vă spun, dacă nu cunoașteți, dar o să vă dăm și detalii, că subalternii dumneavoastră din PAS șantajează aleșii locali cu instrumentele procuraturii. CNA, Procuratură, ANI și multe altele. Vreți date concrete? Săptămâna viitoare eu voi da date concrete. Cine, când, cum și unde.